Pandemia și-a pus profundă amprenta asupra economiei. Rata șomajului a crescut atât la nivel național, cât și la nivelul județului Mehedinți. La sfârșitul anului 2020 au fost înregistrați peste 6.500 de șomeri. Rata șomajului a crescut puternic pe fondul crizei create de pandemie. Milioane de oameni au rămas fără loc de muncă în întreaga lume. Același lucru s-a întâmplat și în județul Mehedinți, unde 6.503 persoane au intrat în șomaj în 2020. Cei mai mulți șomeri înregistrați sunt din categoria de vârstă 40-49 de ani. La sfârșitul lunii decembrie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți, erau înregistrați un număr total de 6.503 șomeri, respectiv din care 2.899 de femei. Rata șomajului înregistrat la sfârșitul anului 2020 fiind de 6,38%. Comparativ cu sfârșitul lunii noiembrie, când rata șomajului a fost de 6,12%, la sfârșitul anului 2020, acest indicator a crescut cu 0,26 de puncte procentuale până la valoarea de 6,38%. Din totalul de 6.503 șomeri înregistrați, 1.889 sunt șomeri beneficiari de indemnizație de șomaj din partea noastră pe diferite perioade de timp, iar diferența de 4.614 sunt șomeri neindemnizați. Cei mai mulți șomeri înregistrați provin din mediul rural, însemnând 4.632 de persoane și 1.871 trăiesc în mediul urban. Totodată, persoanele aflate în șomaj pot merge la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți, unde sunt disponibile în acest moment 43 de locuri de muncă.